Ayman Al-Madani a fost reținut sub acuzația de înstrăinare a unui copil cu vârsta de sub 12 ani din custodia părintelui, fapt pentru care legea siriană prevede o pedeapsă de până la 3 ani cu închisoarea. În cursul zilei, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au desfășurat o acțiune specifică pe raza municipiului Târgu Jiu, în vederea depistării persoanelor urmărite, precum și a celor care se sustrag executării unor măsuri cu închisoarea. Cu această ocazie a fost reținut un cetățean german cu de origine libaneză, care se sustrăgea unei pedepse cu închisoarea de 3 ani de zile. Acesta a fost prezentat parchetului de lângă Curtea de Apel Craiova în vederea luării măsurilor legale. Ayman Al-Madani este un cunoscut medic stomatolog din Târgu Jiu. Totodată acesta deține și o parte din acțiunile postului TV Tele 3.